Tragedie fără margini ieri în județul Olt, în urma accidentului petrecut la Pădurea Saru. Imaginile pe care le-au văzut echipele de intervenție care au ajuns primele la fața locului sunt greu de imaginat. Trei victime încarcerate în cele două mașini zdrobite de tir și doi copii de 3 și 6 ani în stare critică. Având în vedere complexitatea evenimentului și numărul mare de victime aflate în stop cardiorespirator, a fost declanșat planul roșu de intervenție. S-au deplasat către locul evenimentului o auto specială pentru victime multiple, un echipaj SMURD, o auto specială pentru descarcerare, toate de la detașamentul Slatina, s-a solicitat sprijinul elicopterului SMURD Craiova. Având în vedere complexitatea intervenției, la locul accidentului s-au deplasat și 4 ambulanțe, dintre care 2 de tip C cu medic. Din păcate, 2 dintre victime au fost găsite decedate. 2 copii în curs de resuscitare transportați la spital, unde s-a declarat decesul, și a 5-a victimă transportată în comă la spital. În prima fază, la spitalul din Slatina au fost transportate 3 persoane, 2 copii și un adult, pasager într-o altă mașină. Părinții celor 2 minori au fost declarați decedați la fața locului. Femeia care se afla la volanul mașinii a murit pe loc. Soțul acesteia a mai rămas în viață pentru câteva clipe, însă nu a mai apucat să plece către spital cu elicopterul SMURD, care aterizase la fața locului. Copiii încă de la sosire de pe ambulanță au fost aduși în stop cardiorespirator, cu manevre de resuscitare inițiate în timpul transportului. În unitatea prin urgență s-au continuat manevrele de resuscitare timp de peste 30 de minute pentru ambii copii, din păcate fără niciun rezultat, astfel încât au fost declarați decedați. Cea de-a 3-a victimă transferată la spitalul din Slatina în stare gravă a fost Mihai Bobocică, antrenorul lotului național de juniori la tenis de masă. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, se îndrepta ieri spre Câmpul Lung, unde urma să aibă loc o competiție sportivă. A fost însă ultimul drum. Antrenorul a murit în timp ce aștepta să fie transferat la UPU Craiova, după ce suferise un traumatism craniocerebral sever. A prezentat leziuni de tip politraumatism grave, mergând de la fractură de craniu cu otoragie, cu inundare ventriculară, contuzie toracică, contuzie abdominală cu hemoperitoneu. După investigare, pacientul a făcut stop respirator, cardiorespirator, a fost resuscitat. După investigarea făcută în UPU, s-a luat decizia transferului către o unitate de neurochirurgie. În mașină cu antrenorul se mai afla un bărbat care s-a alescat prin minune doar cu o sperietură zdravănă. Cel de-al doilea supraviețuitor al teribilului accident este șoferul tirului, un tânăr în vârstă de 30 de ani din Dâmbovița. Acesta a ajuns la spitalul din Slatina cu leziuni minore și nu a necesitat spitalizare. În urma unei anchete, polițiștii au stabilit motivul producerii accidentului, care a răpit 5 vieți. Din cauza exploziei unei anvelope, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu 2 autoturisme. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În urma tragicului eveniment, poliția a deschis o anchetă. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetări efectuează și Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt pentru a stabili dacă în cazul antrenorului Bobocică este vorba despre un accident de traseu, având în vedere că acesta se deplasa la un concurs de tenis de masă. Dacă se va dovedi acest fapt, familia va beneficia de o sumă de bani drept despăgubire.